Eu vreau să vă spun o chestiune pe care vă pot spune ca om care a fost din prima clipă când au pus în România piciorul primele persoane care au intrat în carantină. Pentru că noi, în afară de focarul național pe care l-am avut cu acel neisprăvit care s-a dus în acel spital și după aia a dat flori la toată lumea, noi Zero, totul da, am importat. Bun, problema este în felul următor. Noi am avut o perioadă foarte critică în perioada, în intervalul 17-18, când lucrurile au fost scăpate de sub control. Și anume, foarte mulți cetățeni români care veneau din Italia pe alte aeroporturi, deci luau curse, plecau din Italia, se duceau în Franța sau în Germania și după aceea veneau în România, au mințit în momentul în care au declarat țara de unde vin. De unde știm acest lucru? De la persoanele care erau cu dumnealor în avion. Dacă erau 150 de persoane în avion, toate veneau din Italia, doar 30 de persoane maxim declarau, pentru că restul fugeau de carantină. E, ceea ce se întâmplă acum, această creștere galopantă pe care o vedeți de la zi la zi, este ca urmare a faptului că în acest interval 16, 17, 18 au plecat în țară foarte mulți oameni care veneau din Italia. Și de ce am să vă spun lucrul ăsta? Pentru că din acest lot, toți cei care am avut în unul din centrele de carantină au ieșit pozitivi. Da, trist. Deci, lucrurile în direcția asta stau. Problema nu este că mâine sau apoi mâine vom avea un nou ordin militar. Ordin militar care să stabilească ce? Să stea lumea în casă? Bun, se va stabili și chestiunea asta. Va scoate păi armata și pe stradă, o resursă foarte și importantă. Și altfel ce să faci în acest moment? O să răspunde. O resursă foarte importantă care nu trebuie consumată acum. Este mult prea devreme. Problema este că la nivelul județelor, unitățile de jandarmi și de poliție să stea pe stradă. Este atât de simplu într-o comună să te plimbi cu o amărâtă de mașină de poliție în tot satul și să vorbești cu fiecare încât nu vă puteți da seama. Oamenii ascultă, dar problema este că mesajul este alambicat. Uitați-vă la ordinul militar pe care l-a dat. Este empiric, nu este balansat și nu este predictibil. Ei nu sunt contemporani cu ce se întâmplă pentru că sunt izolați într-un centru de comandă, rupți de realitate și fac ce fac. Dumneavoastră nu înțelegeți că la acest moment problema nu mai este că va sta omul, va sta în casă. Lipsa materialelor non-farmaceutice și anume de protecție, asta e marea problemă, care se consumă foarte mult de autorități. Iar vrem și vin cu acest discurs gradual pentru a nu ne apleca asupra aceste probleme și a nu le aduce critici. Dar nu asta este problema, că murim din cauza prostiei lor. Iar vă spune lucrul ăsta un om care de miercuri, săptămâna trecută, stă cu fiecare român care intră în carantină și o văd ce se întâmplă, care e fenomen. Da, stați așa, lămuriți-mă, noi am mai discutat în aceste zile și știți, departe de mine de a balansa într-o parte sau în alta chestiunea asta legată de cum să facem să manageriem criza asta mai bine. Mi-aduc aminte că ați cerut în comitetul respectiv, către comitetul mare, să vi se asigure fondurile ca să aveți ce să dați de mâncare la oamenii nu care intră. Nu vi s-a dat niciun ban. Nu vi s-a dat până acum niciun nimic. Ban. Nu. Vreau să vă spun să știți. Deci vreau să nu vă supărați pe mine. Poliția română și jandarmeria nu au materiale de protecție. Rețineți acest lucru. De miercuri săptămâna trecută, acești oameni stau la distanță și nu se apropie pentru că nu sunt protejați. Vă rog să cereți oficial să vi se comunice câte materiale de protecție au fost împărțite la nivelul jandarmeriei. Vă rog frumos, sunteți un ziarist cu experiență. Cu mare drag aș vrea, dar să știți că deocamdată, în afara celulei de criză, așa cum este ea, nu comunică nimeni de la poliția. Dar putem să întrebăm, că până la urmă și la urmă sensul nostru este să ajutăm. Vă rog. Deci, haideți să vă spun ceva. Au concentrat comunicarea. Pentru că dumneavoastră spun, domne, vorbim pe voce unică, dar noi nu vrem să comunicăm chestiunile care țin de ceea ce hotărăți dumneavoastră, comunicatele oficiale. Dar nici nu pot să nu critic o realitate. Adică nu pot să-mi faci mâna în gât și să-mi umpli gura cu pumnul când eu spun o realitate, că același lucru au spus și oamenii de la Suceava. Același lucru au spus și medicii astăzi. Domne, noi nu avem materialele necesare, de minimis. Adică, peluși și măști. Și combinizoane. Despre asta discutăm. Dacă noi la primării ne reușim și ne gestionăm cum putem, deși nu avem resurse financiare, să facem modificări în interiorul bugetelor, în țară e nenorocită. Întrebarea și e să aveți de unde să le achiziționați, domnul Bădulescu, că nu știu dacă e doar o chestiune de bani.
Nu, asta este următoarea problemă. Într-o săptămână, nimeni nu ne mai bagă în seamă. Deci eu vă spun, avem probleme la ASMP și prin asta vreau să trag un semnal de alarmă. Nu vom mai avea de unde să cumpărăm aceste consumabile care sunt la ordinea zilei într-un spital. Da. Despre asta vorbim. Adică, cum suntem o echipă, tragem cu toții, nu ne criticăm, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să indicăm starea aceasta de adormire